Soroca din nou în alertă. După ce cu puțin timp în urmă câteva localități din raion au fost în carantină din cauza focarelor de COVID-19, astăzi municipiul este pus din nou la grea încercare, de această dată din cauza pericolului de inundații. Nivelul apei din râul Nistru a crescut cu 1,5 metri. Pentru a apăra gospodăriile din Soroca de furia apei, a fost ridicat un dig improvizat în regiunea autogării din oraș. Acțiunea a fost întreprinsă de urgență, întrucât zona respectivă este cel mai jos loc pe unde apa poate intra în oraș. Acolo au fost aduși circa 2000 de saci cu nisip. Totodată a fost convocată de urgență ședința Comisiei Municipale pentru Situații Excepționale, care urmează să monitorizeze situația. Potrivit autorităților locale, în raionul Soroca, 15 sate sunt în pericol de inundații. Zilnic se monitorizează nivelul râului Nistru. Au fost identificate cariere din care se poate extrage lut, nisip și pietriș pentru întărire digurilor, barajuri, etc. Au fost anunțate toate localitățile care se află în preajma din mijlocita râului Nistru. S-a solicitat de a fi instalate posturi de observare. La momentul în zilea Soroca, dispune de efectiv tehnică, este pericolă, răpiesc, rălese, mădopombe. Acțiunile întreprinse de IGSU vin ca urmare a codului portocaliu emis de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind ieșirea din albie a râurilor Prut și Nistru. Ultima dată, municipiul Soroca a fost inundat în anul 2008. Atunci apa a ajuns în mai multe sectoare din oraș, iar zeci de locuințe au fost inundate. Pentru evitarea agravării situației epidemiologice în rezultatul averselor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică vine cu un șir de recomandări. Astfel, oamenii ar trebui să renunțe la consumul apei din fântânile afectate. Este recomandată apa potabilă îmbuteliată. De asemenea, trebuie evitat consumul fructelor și legumelor care au fost acoperite de apa murdară. Totodată, trebuie respectate cu strictețe regulile de igienă individuală.